președintele Curții Supreme plus 18 judecători din Ucraina, numai la ăsta au găsit 3 milioane de dolari. Cum mama naibii să nu publici asta, să zici, bă frate, ce e acolo? Cum să nu spui întrebări în legătură în contextul ăsta ce se întâmplă cu banii europeni care, sau banii în general care sunt trimiși în Ucraina? Cum să nu spui întrebări câtă democrație și câtă dreptate se împarte în Ucraina, câtă vreme ăla de la Curtea Supremă a luat 3 milioane? Câte milioane ori mai fi luat aia de sub ăla de la Curtea Supremă și tot așa? Maestre, ce e asta? Pe cuvântul meu, în ce lume am ajuns să trăim, că eu nu mai înțeleg nimic.